Despre fecioara Potamina. Ava Isidor, întâlnindu-se cu fericitul Antonie, a aflat de la acesta un fapt vrednic de pomenit, pe care mi l-a spus și mie. În vremea împăratului Maximian, prigonitorul creștinilor, trăia o fecioară foarte frumoasă, pe nume Potamina. Aceasta era slujnică la un boier desfrânat, care dorea să se căsătorească cu ea. Însă Potamina nici nu voia să audă de așa ceva, chiar dacă boierul îi promitea că o să-i pună la picioare toate bogățiile lui. Boierul, nesuportând refuzul categoric al Potaminei, a mers la prefectul de Alexandria, căruia i-a spus că slujnica sa este creștină și că defăimează pe zei și pe împărații prigonitori ai vremii. Boierul i-a dat prefectului mulți arginți, spunându-i că dacă ea îi va face voia să rămână nepedepsită, dar dacă va fi de neînduplecat să fie pedepsită aspru. Deci fecioara a fost adusă înaintea judecății și după ce tiranul a încercat să o înduplece, s-au năpustit asupra ei, chinuind-o fără milă. Apoi judecătorul, umplând un cazan mare cu smoală, a poruncit să îi se dea foc. În timp ce smoala fierbea, tiranul i-a zis, Dacă nu vei vrea să faci voia stăpânului tău, voi porunci să fii aruncată în cazanul cu smoală. Atunci, fecioara i-a răspuns: Nu există un judecător mai nedrept decât tine, de vreme ce mă îndemni la desfrânare. Auzind aceste cuvinte, judecătorul, cuprins de furie, a poruncit ca fecioara să fie dezbrăcată și aruncată în cazanul cu smoală. Dar ea, cu glas puternic, a strigat. Pe capul împăratului tău poruncește să pătimesc fără să fiu dezbrăcată de haine, și lasă-mă să cobor singură în cazan, puțin câte puțin, ca să afli și tu câte putere și răbdare mi-a dăruit Isus Hristos, pe care tu nu l-ai aflat. Tiranul a făcut ascultare de rugămintea ei, iar fecioara a intrat în cazanul cu smoale fierbinte. Când smoala a ajuns la gâtul ei și a dat sufletul în mâinile Domnului. Mulți bărbați și multe femei au mărturisit în acea perioadă în Alexandria, primind cununa muceniciei.